Horoscop vineri, 17 martie. Zodia care nu trebuie să se certe. Evita argumentele și schimbările de dispoziție. Horoscop vineri, 17 martie. Zodia care nu trebuie să se certe. Evita argumentele și schimbările de dispoziție. Află primul ce îți rezerva astrele, potrivit horoscopului oferit de profesorul Radu Ștefănescu. Horoscop vineri, 17 martie. Zodia care nu trebuie să se certe. Evita argumentele și schimbările de dispoziție. Berbec visele tale pot deveni realitate mai ușor și mai rapid dacă folosești jocurile sociale în mod inteligent, trimițând invitațiile potrivite, adunând oamenii potriviți și susținând bunăvoința din jur cu tot potențialul tău organizațional, de management și de luarea deciziilor. Eleganța ta naturală și dinamica ta sunt mult apreciate și ai putea face conexiuni foarte utile în domenii pe care le răvănești de multă vreme. Tot ce trebuie să faci este să te adaptezi și să arăți că ești la fel de fermecător pe cât ești de rapid și întreprinzător și va funcționa. Taur vei dori să te faci util. Făți timp și pentru tine, ai lucruri de făcut. Nu ești într-o formă grozavă. Ai nevoie de calm, dar și de a ți găsi pacea interioară. Făți timp să te întrebi. În centrul atenției este viața ta de relație. Simpatia și sociabilitatea domniei tale sunt foarte apreciate. Evaluarea ta de popularitate crește vertiginos. Noi întâlniri sunt pe ordinea de zi și urmează să fie urmate de mari oportunități bucură-te 100 de procente. Gemeni pe schimburi și pe cunoștințele tale, nu pierzi la schimburi. Într-adevăr, o discuție favorabilă va schimba cursul lucrurilor care îți va permite să concretizezi un proiect. Te poți relaxa, financiar e bine. Munca ta presupune mai mult efort, care îți va servi să eliberezi tensiunea și să-ți strunească emoțiile apar oportunități profesionale și simți nevoia să începi ceva nou. Evitați argumentele și schimbările de dispoziție. Reace de îndată ce timpul îți permite. Nu ratezi nicio ocazie de a descoperi o nouă expoziție, de a ți cumpăra un tablou, de a merge la o băutură cu prietenii, într-un loc la modă și de a te angaja în discuții nesfârșite și vesele. Este o zi care te incită la indolență. Nu ești plin de energie și preferi să-ți planifici ziua cu un program minim. Uneori trebuie să încetinești și să-ți faci timp să te odihnești. Horoscop vineri, 17 martie. Zodia care nu trebuie să se certe. Evita argumentele și schimbările de dispoziție. Leu descoperi o expoziție sau mergi la un concert, trebuie să vă relaxați atenția și să vă răzgândiți. Ești sensibil la artă, sub toate formele ei, și nimic nu-ți face mai bine decât să te cufunzi în ceea ce iubești. Probleme de cuplu pot fi prezentate. Trebuie să mergi mai departe cu lucrurile mărunte, care uneori sunt perturbatoare. Luna te îndeamnă să evaluezi situația în mod obiectiv și să găsești compromisurile potrivite. Fecioară, ești în postura plăcută nativilor să analizeze detalii. Să taie firul în patru. Ziua este favorabilă pentru activitățile tale obișnuite. Rămânând autentic, fidel ideilor tale, poți avea cea mai bună dispoziție, nu asculta pe oricine. Echilibrul este mai la îndemâna ta, îți faci timp înainte de a acționa, și așa reușești. Moralul tău bun este sursa succesului. În această zi nu vei avea probleme în a lua decizii, și chiar vei fi cu un pas înaintea celor din jur. Condus de o energie mare și un moral ridicat, nimic nu pare să te poată opri. Balanța abilitățile tale diplomatice îți pot deschide astăzi porțile succesului. Reușești să obții acorduri neașteptate în domenii care nu fac neapărat parte din abilitățile tale. Partenerii tăi te admiră pentru această realizare. Conjunctura îți protejează toate relațiile și luminează mediul tău emoțional obișnuit. Această configurație te asigură pentru că te înrădăcinează în realitate și îți deschide noi perspective. Profită de ea, fii atent și disponibil. Scorpion nu confunda bunătatea cu lașitatea. Știi să-ți fie respectate opiniile atunci când va fi necesar. Altfel nu vor fi luate în considerare remarcile sau corecturile tale și ar fi păcat pentru rezultatul final. Ține-te bine și transmite ideile pe care le consideri importante. Dezordinea și confuzia pot stimula creativitatea, spre deosebire de ceea ce crezi adesea. Lăsă-te ghidat de tendințele actuale spre frumusețe, lux și armonie, adăugând priceperea și precizia, poți obține rezultate artistice de excepție. Horoscop vineri, 17 martie. Zodia care nu trebuie să se certe. Evita argumentele și schimbările de dispoziție. Săgetător ai o zi obișnuită, cum au mai fost multe zile de vineri, până acum, cu o ciudată senzație de udeja vu. Ziua de astăzi te ajută să te înțelegi mai bine cu cei apropiați, cu familia, cu cei dragi. Animăluțele incluse Este o zi perfectă pentru a avea grijă de finanțele tale sau de celelalte bunuri materiale. Creditorii sunt adaptabili, debitorii rambursează, economiile tale cresc, investițiile tale sunt solide. Este o zi perfectă pentru a întâlni oameni utili sănătății tale bugetare. Capricorn, viziunea ta pe termen lung capătă claritate. Mai bine vizualizezi constrângerile de depășit, dar agitația nu-ți se potrivește și cauți să faci punte în viitor. În această zi, finanțele tale nu te îngrijorează prea mult. Investiția în industria ușoară este favorizată pentru tine. În plus, perspectivele tale de dezvoltare pecuniară se deschid în direcția mutației în asociere cu alți oameni. Așadar, nu ezita să te lansezi într-un proiect colectiv. Vărsător această zi se joacă pe complementaritate, nu căuta egalitatea, împărțirea exactă a sarcinilor. Climatul este mai degrabă unul de asociere, compromis, responsabilități împărtășite. Cu cât ești mai realist, cu atât vei experimenta mai multă satisfacție. Cu bunăvoință te apropii de obstacolele ușoare care îți stau în cale dimineața. Încearcă să găsești soluții. În context profesional, te poziționezi în mediator și împaci contrariile. Pești nu-ți plac surprizele, dar rămite să-ți pierzi timpul cu ele. Dacă a vrei să fii cât mai productiv, pregătește-ți ziua într-un mod optim. Poți să-ți organizezi programul, senin și să-l urmezi cu rigurozitate. Te concentrezi adesea asupra oamenilor care nu sunt cei mai receptivi la farmecul tău. Luna te împinge să-ți schimbi punctul de vedere. Ești mai lucid și mai capabil să joci jocul seducției, în direcția corectă.